Mihai Cimpoi, Destin într-o cultură, a fost genericul unui dublu eveniment consacrat aniversării a 80-a de la nașterea distinsului om al cărții, eminescolog și critic literar. La Universitatea de Stat a Moldovei a avut loc un simpozion științific, iar la Muzeul Național al Literaturii Române Mihail Cogălnicianu a fost inaugurată o expoziție de cărți, manuscrise, artă plastică, documente și fotografii. La cei 80 de ani ai săi, academicianul Mihai Cimpoi se află în efervescență creativă și intelectuală. Academicianul se bucură de discipol și de cărțile scrise. Eu m-am consacrat de a investiga valorile, de a le promova. Eminescu rămâne autorul meu, care este piramidal și este canonic. El este centru canonic al culturii noastre și al culturii universale. Critica și istoria literaturii române din Basarabia, domnul academician, este un întemeietor. El a reformat limbajul criticii literare și a eseului în condițiile unui dogmatism și primitivism lingvistic de tristă amintire sovietică. Domnul Mihai Cimpoi este permanent o sursă de inspirație, dumnealui este cel care e un titan al literaturii. Mihai Cimpoi este prin excelență un gânditor cultural și social, afirmă exegeții. Avem de a face cu o figură de o anvergură enciclopedică, care nu este numai un om care gândește cultura, ci care este în același timp și un strălucit practician al culturii. La Muzeul Național al Literaturii Române Mihail Cogălnicianu a fost inaugurată expoziția Mihai Cimpoi, Omul Destin. Punem în valoare evoluția lui Mihai Cimpoi către un destin al cărții, către un destin al filozofului culturii, un mare istoric al literaturii și eminescolog. Expoziția noastră este inedită, are câteva artefacturi foarte interesante. Mihai Cimpoi se află mereu la masa de scris. De la începutul pandemiei COVID-19 lucrează la cartea intitulată Singurătatea furată, jurnal de carantină cu Albert Camus.